Da, bună România, ne-am întors în direct. Viața domnului Liviu Dragnea s-a complicat brusc astăzi. Cum stătea el așa în reușita eșecului puciului din vinerea aceea? Dom'le, stătea domnul Liviu Dragnea, manageria țara, totul era în regulă, lucrurile mergeau perfect și relația mergea cum trebuie, toată lumea era fericită. Dom'le, și avea acea majoritate pe care conta la Camera Deputaților. Astăzi Liviu Dragnea a ieșit șocat de acolo și a dat seama, bă, am pierdut majoritatea în Camera Deputaților. Unde am pus-o? Unde era? Cum s-a rezolvat, cum s-a încheiat, treaba e complicată. Liviu Dragnea s-a și enervat, a fost pe fond nervos astăzi, vă spuneam, înainte de publicitate. Totul pleacă de la această lege offshore. Legea asta offshore e una foarte complicată, pare că nu se mai termină odată. Se plimbă de la Senat, la Camera Deputaților și invers, de la Senat vine în favoarea cumva a concesionarilor, a firmelor străine, nu știu, vine cu niște favori făcute ăstora, după care trece până la Camera Deputaților, Liviu Dragnea se curăță de aceste favoruri brusc, se enervează domnul Tăriceanu, iar o ia Senatul, iar o... și acum merge la comisie, iar se perie această lege. Hai să... Tăriceanu pare că se poziționează în zona asta, nu? A grupurilor de interese, grupurilor, nu? Grupurilor de interese sună așa ușor conotativ. De ce, domnule? Grupuri de interese n-au depus legea lobby-ului? Ba da, sună așa, ca și când grupuri de interese, e ceva grav. În sens perfect legitim? Ba da, grupuri de interese legitime. Grupuri de interese legitime, sigur, dar oameni care vor să facă bani. Domnul Tăriceanu e în tabăra oamenilor care vor să facă bani acum, nu? Iar domnul Dragnea e în tabăra oamenilor care vor să-ți demonstreze patriotism. Domne, resursele noastre naturale. Nu, că despre asta a fost discuția încă de la început. Da, iar argumentul împotriva ceea ce a făcut Liviu Dragnea este acesta că, domnule, dacă oamenii ăștia pleacă și nu se mai exploatează gazele găsite în Marea Neagră, așa, ce se întâmplă? În momentul acela noi devenim în continuare dependenți de gazele rușilor. Și uite cum Liviu Dragnea ne pune în dependență de ruși. Păcatele mele. Nu e singurul lucru pe care pare să-l facă Liviu Dragnea în interes rusesc, da. Hai să-l ascultăm. Liviu Dragnea, sigur, pierzând majoritatea din Camera Deputaților, pierzând control. PSD-ul a fost de acord să se reîntoarcă la comisie legea offshore, pentru că se pare că nu se putea întruni o majoritate pentru a fi votată și dacă nu ar fi fost această majoritate, ar fi picat propunerea și ar fi rămas în vigoare forma inițială din vară. Nu vreau să comentez mai mult. PSD-ul își va susține în continuare poziția pe care a avut-o în comisie. Există calcule și analize și simulări făcute de mai mulți specialiști, inclusiv de către Ministerul de Finanțe. O săptămână sau cât va fi nevoie, eu cred că este bine ca în comisie toate discuțiile să fie foarte transparente și transmise publicului larg, pentru ca fiecare român să știe despre ce se discută și orice amendament din această lege, ce efecte are, pozitive sau negative. De ce i-ați informat pe cei din ALDE despre acest amendament ale PSD? Doar la aceste amendamente, ați ajuns la un consens? Tocmai v-am spus mai devreme ce se va întâmpla. Dar care a fost mărul discordiei până acum? Era ca guvernul să vină și să susțină toate aceste amendamente. Este posibil să vină... Eu nu sunt comentatorul ALDE. V-am spus foarte clar ce am avut de spus. Este o lege de importanță uriașă pentru România și nu vreau să este comentez nici ce. PSD că nu mai are majoritate în cameră? Păi tocmai am votat foarte multe legi. Mă refer la această lege, la opusă. O să vedem până la urmă, la următorul vot. Dar există de comuni în coaliție în acest moment? Nu. Ați înțeles de ce nu s-a putut vota astăzi? De ce nu s-a fi întrunit majoritatea ca această lege să treacă? Sincer, nu prea. Dar asta nu înseamnă că poate nu sunt motivele foarte bune. Cum le înțelegea domnul Liviu Dragnea pe toate, uite, a venit ziua în care pare că nu mai înțelege ce se întâmplă. Lucruri care îi depășesc capacitatea de înțelegere, pare astăzi cel puțin. Astăzi s-au votat foarte multe legi. Da, domnul Dragnea, dar nu alea care contează. Adică, sigur, n-a spus nimeni că ALDE acum va trece în opoziție, că vrea și ALDE să trăiască, să supraviețuiască măcar iarna asta grea care ne așteaptă. Da. Stă acolo, are un loc de muncă, o hrănești pe Grațiela, mai hrănești două, trei figuri ministeriale. Nu mor de foame. Ai un acoperiș deasupra capului. Are și domnul Tăriceanu unde să se ducă la Senat.
președinția Senatului. Așa simplu, senator, ce ar fi domnul Tăricianu? Îl întreabă lumea de vorbă, că practic dânsul am văzut că este și genul căruia îi place să dea interviuri astea. Haideți cu întrebările. Când ești domnul Tăricianu, ai și nevoie de o funcție ca să fii cineva. Da. Poți să fii doar domnul Tăricianu, domnul Tăricianu, președintele Senatului. Fostul domn Tăricianu, știi cam asta e ideea. Altfel, nici domn Tăricianu nu mai știu. Problema e că acum și-a pierdut majoritatea. Era simplu. Era simplu de pierdut majoritatea asta. În primul rând, ALDE joacă puținul pe care l-are. UDMR-ul în anul centenarului vrea să demonstreze de ce e UDMR, de ce a fost întotdeauna UDMR, de ce este și de ce va fi UDMR. Pentru că, știi cum e, un pic de șantaj politic n-a omorât pe nimeni. Vedem chiar în aceste imagini cum a încercat domnul Liviu Dragnea o negociere. Imagini emoționante cu domnul Kelemen Gunor și domnul Liviu Dragnea prins. Hai la mine, hai la mine în birou. Hai la mine în birou și... Nu. Nu vin. Igen. Dacă, și așa dacă mă văd cu tine... Igen. Cam așa. Nu înțeleg. Nem tot domn. Da. Uite, n-au reușit. N-au reușit să ajungă la un consens. E important să exploatăm, uite, offshore-ul ăsta, să mergem pe zona asta pe mare. Haide, nu sta pe acolo. Hai offshore. Hai să ieșim mai în larg un pic. Nu, lasă-mă. Hai să spun niște chestii. Hai vorbim, ne mai relaxăm. Hai că nu e, că și-ai muncit destul pe ziua. Vorbim și limba maghiară, nu-i problemă. Eu să știi că mai știu și două, trei. Hai vino, am pe autonomie la mine în birou. Du-te, bre, de aici. Du-te, domnule, de aici, lasă-mă în pace. Dacă mă văd vorbim cu tine, îmi fac și mie un dosar. Da, și bineînțeles a enervat și o gășcuță din Partidul Social Democrat de puciști. Nu sunt ei mulți, dar uite cât au fost cât trebuie. Astfel încât a rămas domnul lider al majorității, fără majoritate. Și eu te întreb. Tu, liderul majorității, când nu mai ai majoritate, ce ești? Ce ești, mă, ce ești? Ești ca Paul Stănescu, care întreba pe-n birou. Cine-i, domne, acest domn pahonțu care vrea să mă protejeze el pe mine? Păi el mă protejează pe mine? Păi eu l-am pe bodyguardul lui... Al cui era Nicu Gheară? Eu l-am pe bodyguardul lui Nicu Gheară și vrea pahonțu să mă protejeze pe mine? Al cunoscutului om de afaceri, Nicu Gheară. Al cunoscutului om de afaceri, Nicu Gheară. Și naș de fotbalist. Interesant și cum și-a fundament. Argumentația domnul Tăricianu astăzi. Zice așa, că proiectul de lege a fost modificat în Camera Deputaților fără ca Parlamentul ALDE să fi fost anunțat. Zice că nu au fost, amendamentele nu au fost însoțite de niciun fel de note explicative privind consecințele financiare. Deci domnul Tăricianu merge pe zona, domnule, trebuie să știm, adică responsabilitate. Deci noi avem, noi suntem, domnule, noi suntem niște lideri responsabili. Noi trebuie să știm ce se întâmplă, care sunt consecințele, care sunt, nu știu ce. Hai așa o senzație într-un fel că ei au găsit responsabilitatea pe oamenii ăștia acum în prag, după care domnul Tăricianu a mai este o chestie tare. Ce noi nu sunt datori domnului Dragnea sau, mă rog, PSD-ul, noi suntem datori în primul rând alegătorilor noștri. Nu e chiar așa. Adică așa ar fi în mod normal. Ai fi dator electoratului tău dacă te-ai mulțumi cu ce ți-a dat electoratul tău. Când electoratul tău ți-a dat 5%, îți faci o cruce mare și stai așa cu alea 5% modest în ultimele băncuțe. Când tu te-ai dus în fața clasei acolo, te-ai cocoțat pe scaunul de președinte al Senatului, când electoratul tău a zis, da, du-te în Parlament, da, numai tu și tu, atât. Păi și noi, păi voi restul rămâneți în afară. Da. Merge doar acest mic grup din partea ALDE. Când ți-a dat 5%, dar tu ai vrut să fii președintele Senatului, nici dator doar electoratului tău. Cu electoratul tău erai simplu senator, n-aveai nici președinte de comisie parlamentară cu ce ai făcut tu, cu ce ți-ai dat electorat. Tu ești recunoscător domnului Liviu Dragnea, domnului tău Liviu Dragnea, care te-a făcut președintele Senatului. Te-a făcut om. Păi mai era el vreodată președintele Senatului dacă nu era Partidul Social Democrat? Niciodată. Hai, o altă problemă cu care s-a dus doamna Viorica Dăncilă în afară de asta pe justiție la Strasburg a fost cea a legii spălării banilor. Aici avem o încurcătură foarte mare cu legea spălării banilor. Vorbeam săptămâna trecută despre faptul că Senatul domnului Tăricianu, despre care vorbeam un pic mai devreme, un domn responsabil, un domn care urmărește consecințele economice ale Senatul a adoptat legea privind spălarea banilor fără articolul dedicat demnitarilor, menționat expres în directiva europeană pentru care am fost trimiși și în judecată. Și a eliminat un articol întreg din proiectul legislativ, cel care prevedea cel care priva persoanele expuse politic în zona aceasta. Da, deci spălare banilor. E grav, nu e în regulă. Foarte rău. Dar dacă se întâmplă la politicieni, se spălă politic. Mă, trebuie să-ți povestim și așa că am mai povestit vreodată. E o doamnă deputat, doamna Bucura Oprescu, așa o cheamă, da, care în momentul votării legii pensiilor speciale mi-explica, în direct, domne, fără nicio jenă, în direct, că ei, oamenii politici, așa cu un pic de mi-aducea astolojan în tinerețe, așa. Mirosea astolojan acolo? Vorba mirosea astolojan, adică era foarte încleștat, așa, Maxim. Ne explica
Ei, oamenii politici, sunt discriminați și defavorizați în această țară. Când mergi ca deputat la bancă și ceri un credit, întreabă ofițerul de credit de acolo sau ce, doamne, iată, măi. Ce funcție? Sunt deputat. Expus politic, da. Mai vedem. Și te tratează așa cu superioritate. Tu nu știi ce viață lipsită de... Să știi cum să spun eu. Lipsită de drepturile fundamentale ale omului. Are un senator sau un deputat. Se sacrifică pentru stupefiat. Așa și acum. Domnule, lasă-i, Doamne, iartă-mă, măcar să spele bani. Aia n-au voie să-și angajeze copilul, n-au voie. Lasă-i măcar să spele bani. Vrei să le iei și mica bucuria spălatului de bani politicianului român? Vrei să umblă cu bani murdari la ei? După aia că umblă cu bani murdari, iar îi spui. Sunt bani murdari. Păi am vrut să-i spăl, dar nu mă lasă Comisia Europeană. Hotărâți-vă, oameni buni. Ce vreți de la politicieni? Răzvan Horațiu Radu, fost agent guvernamental la Curtea Europeană de Justiție. Bună seara! A voastră știe telespectatorilor noastră. Bună Suntem seara. În această încurcătură a legii spălatului de bani, mă rog, a legii privind prevenția spălatului de bani, să zicem așa, cum ieșim din această încurcătură? Pentru că înțeleg că este o mare problemă, pentru că domnul Tăricianu cred că a explicat că problema, sau chiar domnul Tudorel Toader, problema domnului Timmermans principală e asta. Nu cea cu justiția, nu, asta este principala problemă a domnului Timmermans. Stimați domni, în primul rând, eu nu știu dacă asta este sau nu este principala problemă a domnului Timmermans. Ce pot însă să vă spun, având în vedere ceea ce știu deja și având în vedere atribuțiile pe care le-am avut, e că spălarea banilor, combaterea spălării banilor, mai exact, este o problemă a Uniunii Europene în general. Și vă dau următoarele elemente. Comisarul Vera Iurova a dat niște declarații foarte serioase și a spus că România e verigă slabă în materia spălării banilor pentru că nu a transpus această directivă, pe de o parte. Pe de altă parte, pe 12 septembrie, când a rostit discursul său despre starea națiunii, șeful Comisiei Europene, domnul Juncker, a spus că combaterea spălării banilor este un obiectiv foarte important al Uniunii. Noi avem o lege care nu a fost încă transpusă. Am fost dat în judecată de Comisia Europeană. Ni se cer sume de bani la nivelul câtorva milioane. În mod cert vom fi condamnați, în mod cert vom plăti. Vom plăti pentru că nu avem cum să mai scăpăm de condamnare. Și, din păcate, legea n-a fost încă transpusă. Mă uit la dumneavoastră acum pe ecran și văd discuțiile de azi de la Comisia Europeană. Văd în spatele doamnei Dăncilă, în dreapta, pe fostul ministru al meu, Negrescu, domnul Victor Negrescu, care își notează cu mare atenție. Eu vreau să vă spun și îmi asum și am probe în sensul ăsta. Domnul Negrescu a ieșit în ultima perioadă cu foarte multe adrese, cu multe comunicări. Dă vina pe Ministerul de Justiție, dă vina pe alte instituții. Mai puțin important dacă are sau nu are dreptate. Eu știu sigur că am vorbit cu dumnealui și eu și subalternii mei am comunicat dumnealui, inclusiv scris, că această directivă trebuie transpusă. Nu am convingerea că dumnealui și-a făcut datoria, și-a făcut treaba la masa guvernului și a explicat cât de importantă e această directivă. Această directivă a întâmpinat foarte multe obstacole. Nu s-a dorit transpunerea ei. Gândiți-vă, de exemplu, că domnul Vâlcov, care mă atacă de câte ori are ocazie, a fost condamnat la 6 ani de închisoare, pedeapsă separată, pentru infracțiunea de spălare de bani. Da. Gândiți-vă că directiva a plecat prost transpusă de la guvern. În directivă se cere foarte clar ca, de îndată, cei care au acțiuni să le transforme, deci cei care sunt acționari la societățile pe acțiuni, la BSA-uri sau la SRL-uri, să vină și să spună, să le transforme în acțiuni nominative. Directiva ne cere să facem aceste modificări de îndată. De la guvern, ministrul Negrescu trebuia să dea un aviz în sensul ăsta. Ministerul Afacerilor Europene a dat aviz fără observații și a trecut proiectul de lege cu 18 luni. 18 luni nu înseamnă de îndată. Deci sunt foarte multe chestiuni. Ajungem, la un moment dat eu voi vorbi despre aceste aspecte. Da, numai o secundă, că așa ajungem la, nu știu, a venit domnul Stolojan să facă o declarație astăzi pe care aș vrea să o citim un pic, că așa ajungem la zona Teldrumului, care ar putea fi o explicație pentru această încurcătură în care ne aflăm. Că, până la urmă, toate drumurile duc la Teldrum, sau toate drumurile sunt cu Teldrumul. Hai să vedem ce a spus domnul Stolojan astăzi, că, cum zice, nu care cumva, întreabă așa, la modul general, nu care cumva avem pe cineva care are interes aici. Miza e foarte importantă, e un semnal de alarmă pe care Parlamentul European îl va da guvernării dacă guvernarea nu va înțelege un asemenea semnal de alarmă și continuă în acest fel. Urmează celelalte etape pe care le-am văzut în ultimii 2 ani în cazul Ungariei și
Polonia. Am văzut acea declarație arogantă a ministrului Justiției că România deja se află în judecata Curții Europene de Justiție, că nu a transpus acea reglementare europeană cu privire la spălarea banilor și nu întâmplător. De ce ne trebuie 18 luni nouă ca să lichidăm odată acea rușine națională cu acțiunile la purtători? Și aici vine această întrebare festivă. Nu cumva avem o firmă foarte dragă PSD-ului care are acțiuni la purtători, făcând o trimitere la acest drum în care nu mai ieșim? Domnul Stolojan, astăzi. Eu am citit și o declarație a dumnealui și nu știu dacă este sau nu este așa. Nu am de unde să cunosc. Ce pot eu să vă spun, și la un moment dat voi spune și mai multe, pot să vă spun că a existat un blocaj politic evident pe transpunerea acestei directive. Acest blocaj a fost la nivel guvernamental. Eu nu am dovezi că ministrul afacerilor europene s-a dus la nivelul guvernului, unde a avut cel puțin 11 note de informare de la nivelul tehnic, de la mine și de la subalternii mei. Nu am convingerea că el a explicat la nivelul guvernului dacă această directivă trebuie sau nu trebuie să treacă și cum trebuie să treacă. Am văzut mai mulți pași făcuți și foarte multă agitație după ce am fost dați în judecată și după ce am ieșit inclusiv eu și am semnalat public că e de o gravitate majoră că această directivă nu a fost transpusă. Am observat de asemenea că a plecat de la guvern, ceea ce vă spuneam adineauri, proiectul de lege cu aceste 18 luni, ceea ce înseamnă o transpunere incorrectă a directivei, pentru că directiva cere de îndată să rezolvi problema, nu în 18 luni. 18 luni nu este echivalent cu de îndată, sunt chestiuni distincte. Cu alte cuvinte, am observat o lipsă de voință, de asumare la nivel guvernamental de transpunerea unei directive și știți ce se va întâmpla în final? Nu. Vom fi condamnați, dincolo de problema de credibilitate pe care o avem și care e vizibilă. O vedem și din declarațiile oficialilor europeni. Dar vom ajunge noi cetățenii să plătim milioane de euro din buzunarul nostru de contribuabili. De ce? Pentru că nu s-a dorit transpunerea directivei privind combaterea spălării banilor și, atenție, cea finanțării terorismului. O directivă foarte importantă. Asta, o directivă cheie pentru Uniunea Europeană. Răzvan Horațiu Radu, mulțumim pentru intervenția ta. În egală măsură ne aducem aminte că Partidul Social Democrat înțelege foarte bine ideea, această sintagmă de îndată. Ne aducem aminte când a fost vorba de doamna Corita Chioveși, CCR-ul a dispus această formulare, domnule, de îndată. Și atunci se pune la problema. Domnule, nu înțelege domnul Iohannis ce înseamnă de îndată? Era certat tot timpul. Domnule, nu înțelege ce înseamnă de îndată, adică imediat, nu mai știu cum era exact, dar sinonimul era cam același. Păi nu, de îndată e doar, se traduce ad literam, doar în momentul în care se grăbește PSD-ul. Da. Dacă nu se grăbește PSD-ul, de îndată a se citi când o-ți vrea. De îndată a fost acea problemă cu domnul Juncker la aeroport, pe care a avut-o doamna Viorica Dăncilă. Până și de îndată s-a dus corpul de control acolo și de îndată aflăm că astăzi directorul aeroportului Otopeni, domnul Dan Baciu, a fost demis sau și-a dat demisia sau oricum s-a rezolvat problema, a plecat de acolo, a zburat. Și-a dat demisia către Consiliul de Administrație. Da. Mă rog, e în fază de zbor. Se pregătește să decoleze. Că aici procedura e destul de alambicată. Da, trebuie să-ți înaintezi demisia. Imagini pe care vi le aduceți aminte, da. Pe care vi le aduceți aminte cu amuzament. Ce interesant e că, bine, aici e un caz fericit, că s-au intersectat. Motivul pentru care și-a dat demisia domnul Baciu se spune pe surse care avea legătură cu faptul că SPP-ul, domne, SPP-ul, că avea și PSD-ul dreptate să se ferească de SPP. Cine-i domnul acest domn Pahonț? Măi, să fiu sincer, nu știu, dar și eu am mai auzit numele ăsta. Ai mai auzit? Înțeles că domnul Stănescu are mai multe detalii. Da. Așa, SPP-ul ar fi preluat direct de la avion pe domnul Juncker. Celebrul scandal. În timp ce doamna Dăncilă, în chip foarte inteligent, îl aștepta în aeroport. Stătea așa și îl aștepta ca un prim-ministru elevat. Ca o doamnă, era acolo. Da. Ca o mare doamnă a politicii românești. Era cu foile, cu hârtiuțele, gata să citească un nou discurs. Avea așa o plăcuță pe care scrisese Claude, Jean-Claude. Da. Bun. Asta este demisia, sau mă rog, scoaterea din cadru, zborul domnului Baciu, că altfel nu putem să-i spunem. Ștefan Edveș de la Capital, bună seara. A plecat, practic, sau dă să plece, în urma zilei de astăzi, directorul aeroportului Otopeni. A plecat, da, dar din ce am înțeles, însuși ar fi scris demisia odată cu aterizarea domnului Juncker. A,
A aterizat și demisia. Păi cum a aterizat domnul Juncker, a aterizat și demisia. Deci da. Să fi aterizat de biroul domnului Bace odată cu domnul Juncker, doar că dânsul, din ce am înțeles, n-a prea putut să plece. A avut niște probleme de decolare, domnul Juncker. Da, din ce am înțeles, au fost nori deasupra Piteștiului și vă dați seama, în contextul în care te pregătești să aterizezi dinspre Pitești, spre București, normal că a aterizat un pic mai devreme. Da. Deci a avut o problemă și cu aterizarea, dar și cu decolarea, în fine. Și în urma acestei probleme... Dom'le, deci a plecat omul acesta. Până la urmă, e o veste bună, ca și la ministrul învățământului. Problema e motivul pentru care a plecat. Adică ne uităm la aeroportul... Nu e atât de bună veste. Nu e veste bună? Exact din cauza domnului Juncker. Noi, din ce am înțeles informații din interiorul companiei, ne-am explicat că acei inspectori ai corpului de control trimiși după aterizarea prea devreme, ca să spun așa, domnului Juncker, au descoperit și alte lucruri interesante în companie, derularea unor contracte de la începutul anului și până în prezent. La care iar nu se așteptă. Capsa care a detonat, să spun așa, demisia, ar fi fost și expirarea contractului colectiv de muncă. Acest lucru se va întâmpla pe 12 octombrie. Păi da, au descoperit niște contracte la domnul Baciu. Dar pe domnul Baciu, când l-au pus șef la aeroport... Contracte. Am înțeles că cel mai deocheat contract ar așa fi contractul de curățenie, dacă vă aduceți... Da, e celebru. Sigur că da. Celebru contract de curățenie de unde lunar se măturau milioane de euro... Și în perioada din februarie până în prezent, până azi, cât a condus domnul Baciu compania Aeroporturi București, respectiv aeroportul Henic Oandă, o mină de aur a Ministerului Transporturilor, înțeles că inspectorii de curții de conturi în corpului de control de la guvern verifică acel contract foarte... Au fost șocați controlorii guvernului României, deci nici nu se așteptau să existe eu contracte. Eu mă bucur că ei își fac treaba în sfârșit. Da, eu sunt surprins așa că au avut ei la rândul lor o surpriză, că de regulă atunci când numești un șef la Compania Națională de Aeroporturi București, ai senzația că e pus tocmai pentru a face genul ăsta de contracte. Da, adică nu pornim cu prezumția de bună credință. Păi, de-aia ne-am adunat, domnule, aici. Cred că și Baciu era șocat. Păi nu, de asta m-a spus, mă? Pe 16-17 septembrie și încă sunt acolo. Trebuie să le ofere o masă caldă, trebuie să le ofere o cafea. Da, vă dați seama, când o să plece oare? Ștefane, vezi, apropo de aeroport, avem astăzi o declarație extraordinară a Ministrului Transporturilor. Zice, mandatul meu o să avem tren la Otopeni. Știu precis că în orizontul lui 2020... Dar renunțăm la avion. 2020 vom merge cu trenul de la Gara de Nord la aeroportul Otopeni și a pus în viață și a pus în joc viața omul ăsta. Deci părea așa dar că... Cred bă, că dacă nu se întâmplă să... să precizeze dacă vom merge cu trenul pe sub pământ sau pe deasupra. Da, și asta e adevărat. Pe unde cu trenul? Să precizeze, domnul ministru, că... dacă e tren pe sub pământ sau pe deasupra. Dar place că omul formulează de manieră așa, domnule, orizontul, domnule, știi cu toții că orizontul e ceva, cu cât te apropii de el, cu atât e mai departe. Și ce orizont a ales că n-am fost atent? Orizontul 2020. 2020? Da. Păi numai la anul nu-i 2020. În orizontul 2020 am putea avea și metroul spre cu toate. Deci, practic, vom fi copleșiți. Cam mult. Mulțumim, Ștefan Eve, nu știu dacă merităm, Răzvan, atâtea lucruri câte, nu, câte fac că oamenii ăștia pentru noi. Se și exagerează cu proiectele pentru poporul român. A un trebui, popor nerecunoscător. Ar trebui cumva să mai pondereze un pic. O să-și dea singur seama și o să se răzgândească. Și până la urmă nu cred că ne mai fac nimic. Da. Nu cred că ne fac nici metrou, nici tren, nici aeroport, nici... Ne fac de petrecani. Ne fac. Să continuăm. Mergem către Mehedinți. Mehedinți s-a produs următoarea întâmplare. Hai mai mergem, mai dăm o fugă până la... Ce mai face Mehedințeanu? Iată niște imagini cu un polițist care intră pe o șosea în Mehedinți, pe o stradă. Acum, intuiția este că ar fi un șofer fel de cu sens unic, dar nu putem neapărat să băgăm mâna în foc. Asta contează, ci este că se întâlnește cu o coloană de mașini în față, polițistul care, bine, nu e prost deloc și își dă seama că ceva se întâmplă acolo, de-aia se dă jos din mașină să vadă ce se întâmplă. Să vadă mai bine, n-avea vizibilitate de la volan. Și n-ai băi acolo, bă, frate, nu puteți trece, uite, un șir mare de mașini. Și polițistul ăsta acum stă el acolo în capul străzii, blocând acel șir mare de mașini care circula pe Mehedinți, pe șosea Mehedințului. Niște imagini care au circulat pe Facebook astăzi.
Dom'le, omul nu s-a dat să dirigeze, nu s-a dat, nici măcar nu s-a dat la o parte. N-avea competențe specifice, dacă urmărești cascheta domnului, nu are culoarea potrivită. Da, nu cred că era sensul. Poți să dirigezi fără mănuși, fără cascheta da. Albă? Ce este că, uite ce că a blocat toată povestea acolo, în spatele lui s-au mai aliniat câteva mașini. Bă, ce face polițistul? Asta mi se pare cel mai tare. Îi place românului să stea la coadă, domn. Uite, îi și place. Dar și polițistul, uite că stau... Polițistul nu-i român, mă. S-a așezat în mașină. Ce se a așteptat răbdător. Să se rezolve problema. Bă, o trece. Nu rămâne aici toți. Cineva o ceda. Ce să facă, mă? Tu ce-i fi făcut în locul? Ce să faci? Să o iei pe jos? Lași mașina de poliție acolo? A zis, ce-o fi, o fi. Dă grăbit oricum, nu mă grăbesc. Da. Ia uite-te și tu un pic în ce situație se află polițistul și a rămas acolo. Ce a făcut? A rămas și în aceste momente încă e acolo. Dar să meargă cineva, rugămintea noastră. De ce am difuzat aceste imagini? Facem apel la populația județului Mehedinți. Mergeți, vă rog, dacă recunoașteți decorul, cu apă, mâncare. Vă rog să aveți grijă de acest polițist care încă este blocat acolo în trafic și nu are cele necesare supraviețuirii. Un rând de haine, colegii, un rând, o uniformă curată, dacă puteți. Dacă vă gândiți-vă că ați putea fi el. Rămas, dar de ce să mai ați fac? Putea fi voi în locul lui. Eu vă spun, din așa ceva nu se iese. A, nu, el nu mai este de acolo. El nu mai este de acolo. Da. Bine că e logan și e spațios. Mașină mare. Îți dai seama să fii rămas blocat în cine știe ce mașină minusculă? Așa, loganul, porbagaj spațios, lasă scaunul în spate, dă ploanul, plouă, stai liniștit, Radu, frigul încă n-a venit și dacă se mobilizează exemplar populația din Mehedinți, eu spun că poate să trăiască câțiva ani liniștit acolo. Dar eu, fiind polițist, iese mai repede la pensie. Deci nu e o problemă atât de gravă. Dar eu spun, Răzvan, dacă... Până în 50 de ani pensionar. Activează și aparatul radar acolo. Poate și prinde pe cineva. E posibil să facă și un ban. Sigur, el poate acum să dea și două, trei amenzi. Da. Faptul că e blocat acolo, e încarcerat în mașina de poliție, blocată la rândul ei în trafic, nu îl scuză de la aplicarea unor amenzi. Da. Sigur, va fi greu să alerge după infractor, dar dacă are un ton al vocii suficient de determinată, hotărât, poate zic, vă te rog frumos să vii lângă mașină, vreau să-l dau amendă. Haide mai aproape să te văd. Dar ce am făcut? Lasă că rezolvă. Lasă, vin aici, discret. Bun. Cum ar fi să ieși o șpăguță din mașină blocată? Te supăra, da? Nu vine un pic aici. Nu lângă mașină să-ți spun ceva. Ia să-ți vezi ce se discută. Ai putea să dai jos, să dirigezi puțin traficul și gata. Ia. Mai ales că ești autoritate publică. Ești autoritate publică, bă. Ce autoritate are omul acolo? Dice dialogul poporului român cu autoritatea publică. Bă, ești autoritate publică, fă ceva. Și autoritatea publică ce făcea? Bun. Nu făcea nimic autoritatea publică. Stătea pur și simplu. Senatul a adoptat azi de întoarcerea la Senat, în zona de Senat, de îți autoritate place, publică. Îți place Senatul, vă. Senatul a adoptat în ședința plenului de astăzi o inițiativă legislativă care prevede ca persoanele... Dânsul nu era în libertate, era blocat acolo. Dar persoanele care sunt eliberate din închisoare și care provin, mă rog, din categorii defavorizate, să beneficieze de facilități în scopul integrării sociale. Printre care, alocație, hrană, loc temporar. Alocație dacă sunt într-un copii. Centru pentru... De alocație la 55 de ani? Că, dom'le, alocație... Când stai la poștă, așa vine ăla cu copilul de clasa 1 și în spate un domn. Și eu am de luat alocația. Deci, da? Singura condiție e să fi făcut pușcărie, să fie ieșit din pușcărie. Asta nu e greu. Asta chiar nu e greu de făcut. Răzvan, eu spun că devine din ce în ce mai greu să faci pușcărie având în vedere legile justiției. Văd că domnul Liviu Dragnea nu prea reușește asta cu făcut. Spun că nu e ușor. Deci de-aia acum oamenii sunt recompensați pentru faptul că, uite, unii oameni au reușit să facă pușcărie. Și să intre în pușcărie și să rămână în pușcărie. E greu să te ții. Ușor să te apuci de pușcărie, bă, greu să te ții de pușcărie. O condamnare nu e greu de obținut. Da. Problema e că majoritatea condamnării, atenție, asta e o chestie foarte perversă a instanței. Sunt cu suspendare. Da. Și îți limitează opțiunile. Nu mai beneficiezi de alocație, hrană caldă, cazare, mâncare și ce-ți mai dă acolo? De toate, Răzvan, tot. Adăpost, loc temporar, nu știu, hrană, alocație, deci banii, hrană, adăpost, tot ce-ți trebuie. Păi ce-ți mai trebuie? Omului să funcționeze. Deci eu vă spun, sunt mulți oameni în regie care în acest moment suspină gândindu-se că, dom'le, ai un acoperiș deasupra capului, ai... Băi, e ce sumă e? Că s-ar putea să fie mulți oameni și în platou, știi cum e? Deci, mi se pare că e... Nu s-au vehiculat sume? Păi da, să spună, domne. Și de ce n-au spus sumele? Că nu fie înghesuială. Le țin numai pentru ei. Deci, de o parte, vor să depopuleze închisorile pentru că e nebunie acolo. Păi de altă parte...
voli. Bagă pur și simplu, tentează lumea cu pușcăria, bă, frate. Deci vezi momesc pe români în pușcărie, domne. Dar nu toată lumea beneficiază, doar cei defavorizați? Acum, cum intri la categoria defavorizată? Că până uite, la urmă... de exemplu, domnul Adrian Năstase, dacă ar mai fi stat un pic în pușcărie. Domnului Borcea, că e proaspăt eliberat. Domnule. Când i-ar fi oferit cazare, hrană, nevastă... I-ar fi oferit o nevastă din partea statului. Înțelegi că sunt nevoile dumneavoastră primare. Mâncare, cazare, nevastă... Eu spun, eu spun eu că e de viitor pușcăria. Noi avem o vorbă. E de luat în calcul. Nu știu voi, dar noi românii... nu știu voi, dar noi românii... Domnule, avem o vorbă. Un popor care nu-și respectă înaintași sau pușcăriași, mai bine zis, sau cum e că... Hai să adaptăm. Un popor care nu-și respectă pușcăriași e un popor care, zi tu, da, mare, mare, ce nu merită? Nu merită nimic. Nu merită să facă pușcărie la rândul său. Dar asta e de la Senat, spui tu. Da. Mă, ce înseamnă cameră superioară? Cum s-au gândit ei la toate? Cum rezolvase ei toate problemele acestei națiuni și apoi au spus mai e cineva nemulțumit în această țară? Dispate de tot! Eu am ieșit din pușcărie și m-am surat, stau la hotel. Ia uite, am omis foștii pușcăriași. Da. Atât de concentrați fiind asupra viitorilor pușcăriași, că n-a ști cum e, te preocupă ziua de mâine, au omis foștii pușcăriași. Ei s-au gândit doar așa, mă, noi intrăm la pușcărie. Dar au uitat să se gândească că vor și ieși la un moment dat. Unii mai devreme, unii mai târziu. Și acum au luat în calcul aceste chestiuni. Sigur că pușcăriașului trebuie să-i ofer, că altfel nu stă. Altfel nu stă în libertate. El nu e obligat să stea în libertate. Trebuie să-i oferi niște condiții. Nu poate să fie condamnat la libertate. Cum îl ții tu în libertate pe pușcăriaș dacă nu-i creezi niște condiții? Da. Să se simtă ca în penitenciar. Așa. Mâncare, cazare, alimente, bănuțul bănuț, cameră intimă nu-i se oferă? Da, astea, spa ca lui Joana. Păi i-a dat vântul spa lui Joana de relaxare. Răzvan, și sunt ce făcuse Joana? Milioane de români intimitate. Miliarde deci de români, Radu. Intimitate, că n-am vrut să spun până acum. Intimitate mai puțin. Se oferă libertate mai puțină intimitate. Luăm pauză și ne întoarcem intim așa între noi oameni. Da, bună România, ne-am întors în direct la capitolul Poza Zilei. La capitolul Poza Zilei ne oprim pentru că tot l-a invocat un pic mai devreme și pare că e și greu să nu-l, să-l scoți în săptămâna aceasta, săptămâna în care a devenit din nou soț. Domnul Cristi Borcea a avut această soție care a făcut acest gest extrem. Noi nu știam în legătură cu asta, am văzut-o pe Facebook astăzi și de-aia am decis-o ca fiind Poza Zilei. O cheamă Alina Vidican pe tânăra care, mă rog, fosta soție, până a tatuat pe Cristi Borcea pe omoplat, dacă nu identific greșit partea anatomică, l-a tatuat pe omul ăsta și a rămas cu el acolo. Vă dați seama, uite, astea sunt lucruri care nu se spun la televizor, Răzvan, sau se spun prea puțin. Mi se pare că trebuie menționat și lucrul acesta. Îl va duce mereu în spate pe Cristi Borcea, oriunde va merge în aceste momente. Bine că nu mai e cu el pe cap, măcar e... Dacă îl mai lungea un pic pe gât, dacă se prelungea pe gât, acum întrebarea e... Poate noi judecăm un caz particular fără să înțelegem fenomenul. Sigur. Poate că toate soțiile domnului Borcea au sunt tatuate cu chipul domnului Borcea pe spate. Problema e că domnul Borcea, vezi tu, nu e deloc fair play. El venind în fotbal, trebuie să înțeleagă la ce mă refer. Păi, fata asta își face tatuaj cu chipul său pe spate și el după aia trece pentru o serie de operații estetice, dar nu mai recunoști. Practic, tatuajul e redundant, e inutil. Este depășit de realitate. Uite, de exemplu, ți-l pui pe Borcea pe spate și apoi schimbă Borcea fața. Da. Eu îți mai spun un lucru, Răzvan. Cum rezolvi problema? Hai să gândim constructiv. Nu, e simplu. Tragi o mustăcioară, îi faci cărare într-o parte, nu-l mai recunoaște nimeni. Răzvan, pui niște ochelari, dar de ce să nu lași favorit. Să nu gândim constructiv și să ne imaginăm că ea poate va căuta pe unul de seamănă cu Cristi Borcea ca să nu mai strice, să nu mai strice tatuajul. Nu știu că găsești așa. Păi eu știu, eu zic că se mai întâmplă. Păi poate cu niște mici retușuri. Cu niște mici retușuri, se poate face orice, doar important e să-ți dorești. De asta e bine să pui mai multe fețe pe spate. Uite, dacă desena toată echipa ta, că tot desena tot lotul lui Dinamo, erau ofertele mult mai variate acum. Găseai pe cineva să semene cu lotul extins, nu? Așa l-ai pus doar pe domnul Cristi Borcea. Dar eu extind un pic discuția și te întreb, câți ori avea pe spate? Cine e în spatele doamnei Dăncilă? Cine e în spatele domnului Dăncilă? Domnul Dăncilă, dar eu acum... Pe domnul Dăncilă? Nu știu să spun. Mie mi se pare că ar trebui să vedem, să verificăm. Măi, se poate și mai rău. Uite, de exemplu, Gianluca Vacchi, care e o personalitate de asta, de Instagram, nu știu ce, e DJ, e om de afaceri, e bogat, e excentric. Un pic din toate. S-a tatuat și-a tatuat propriul chip pe spate. Da. Se poate și așa.
Se poate merge și în adică zona aceasta. Să statuiesc chipul cuiva pe spate poate fi de înțeles. Până la un punct, dom'le, am vrut să-i pun fața pe spate. Da. E și un joc de cuvinte. Dar să-ți pui fața ta pe propriul tău spate, care ar fi logica? E straniu. Se întâmplă lucruri strani în lumea aceasta și se întâmplă că noi românii, de exemplu, suntem tot timpul într-un tip de stranietate în care ne simțim bine. Adică, în general, oamenii în lumea asta, din ce am remarcat uitându-mă în jur, dom'le, încearcă să se comunice ca nație tot mai pozitiv, cu argumentele pozitive pe care le gestionează. Americanii depind de industria filmului, se comunică tot timpul. Asta este capitolul important al americanilor. Ba chiar mi se pare că serviciile secrete americane aveau la un moment dat o facțiune care se ocupa de zona cinematografică. Povestea un regizor care a tratat serviciile secrete americane într-un film, că i s-a dat la un moment dat, s-a trezit cu cineva de la FBI care a venit și cum i-a comunicat FBI un filmul respectiv și vine și să gestioneze lucrul acesta. Deci, practic, nu mi se pare extrem de artistic. Nu e extrem, dar eu spun un lucru, că în general corect. Tu te exprimi totuși în societate și în lume, te exprimi și te povestești cu niște argumente pozitive pe care le ai. Mai puțin românii. Românii nu sunt așa. Românii se comunică cu ce au mai rău în spate, în spinare, apropo de spate. Ce duc mai rău în spate, cu aia se comunică. Hai să vedeți propunerea la Oscar, pe care regizorul Radu Jude o face din partea României, filmul de cel mai bun scurt. România o face. România o face. S-a propus, da. Jude, sigur. Nu, eu nu. Cred că anul ăsta îl merită, da. Toată lumea de acord, vreau premiul Oscar. Mulțumesc. Se numește în mod festiv... cum? Răzvan, nu-mi este indiferent dacă... Nu sau mai este pot indiferent? Eu dacă... Nu. Îmi este indiferent... Îmi este indiferent dacă vom intra în istorie ca barbari. Un titlu... Da, mă rog, pleacă de la niște orori pe care armata română le-a făcut în al doilea război mondial. Iată cu ce ne prezentăm noi la Oscar anul acesta. Mă rog, hai să urmărim niște imagini din celebrul film. Oricum asta nu e regie. Zău! Mă înveți tu pe mine regia? Da, te învăț. Hey. Stai puțin! Principiul reconstituirilor este realismul maxim. Și tu nu ții cont deloc de asta. Extraordinar! Bă, te vin cu în primul rând, am explicat că nu fac o reconstituire militară, da? Ci un spectacol care folosește elementele reconstituirilor. Le folosește subversiv. Mă, frumos, spuneți asta pe timp. Și în al doilea rând mă umflă râsul. Mare realist faceți voi, ce să-ți spun? Esența războiului e moartea și eu nu v-am văzut să muriți pe aici. Dar nu era vorba deloc despre asta. Păi lasă-mă să termin, de ce bani? Ce reconstituiți voi? Că arma e cum e și uniforma e cum e? Ăsta e realism? Să vă vă mort sau mutilați, ăsta ar fi esența războiului. Băi, voi sunteți ca c***a care participă la concursurile alea și limită pe Hemingway cum avea el barbă și cum bea, dar niciunul dintre voi nu e în stare să scrie ca el. Sau să-și bage o armă în gură, să zboare creierii, să facă gesturile esențiale pe care le-ar face Hemingway. Sau Elvis. Așa că scutește-mă. Harta nu e teritoriu. Mă rog, ce se întâmplă aici mi se pare extrem de antiromânesc. Nu e adevărat, bă, negaționism. Băi, nu e antiromânesc deloc. E doar o încercare de a ne confrunta cu propria noastră istorie. Facem cum spune, da? E bine și pentru noi ca grup să avem un coordonator mai artist. Să ieșim în evidență, frate, să ne facem cu noi, să facem și altceva, nu? Nu o să mai facem nimica, nici măcar parada, te întind de cembrie, nu o să mai prindem. Ba da, o să o facem, o să o facem, o să o știu de la Wittgenstein că a vorbit despre propoziția P și despre propoziția Londra, e fix aceea. Acestea sunt niște imagini din filmul cu care ne prezentăm la Oscar. Încă o dată numele, nu... Îmi este indiferent dacă... În istorie vom intra ca barbari. Este un citat din Mareșalul Antonescu. Nu, din Mihai Antonescu. Din Mihai Antonescu? Este un citat din Mihai Antonescu. M-am gândit că e vorba de... fiind vorba de evrei, mă rog... Păi și Mihai Antonescu, da, era implicat ca vicepremier. Da, mă rog, în fine, ideea este că este un citat. Este un citat din perioada, din timpul regiunii. Ce pot să spun? Adică n-am câștigat premiul Oscar până acum, de ce l-am câștigat de acum încolo? Este concluzia mea după ce am urmărit. N-am vizionat acest film, nici nu intenționez să o fac. E bine, acum, fără să fac trimitere la subiectul propriu-zis, un subiect sensibil, dar când faci toate filmele despre același subiect sensibil, desensibilizezi subiectul. Adică deja ar fi interesant să facem un film care n-are legătură cu o mare tragedie a poporului român. Abia atunci poate am ieși un pic în evidență, dar noi toate sunt drama comunismului.
drama regimului totalitar anticomunist, drama războiului, drama... Lasă-mă, domnule, e un popor de care avea senzația că toți plângem și ne tăiem venele în timp ce mergem pe stradă la muncă, în fiecare zi. Ceea ce nu se întâmplă, că românii sunt un popor comic. Eu nu pot să urmăresc filmul ăsta din cauza actriței. Deci nu am urmărit pe toți actorii, dar am urmărit două clipuri cu actrița din rolul principal. Mă ustură urechile, mă dor ochii, jur. Da. Deci așa ceva, așa ceva n-ar trebui să existe, oameni buni. Nu știu dacă... Ar trebui interzis până în lege? Nu, n-ar trebui interzis până în lege, pentru că ar trebui predat în școli. Uitați-vă aici, joc actoricesc. Deci nefiind de specialitate, mă uit și eu la filme așa, mă rog, cu un ochi neprofesionist, pe principiul ginecologului, care nu este doar arunci o privire. Meserie, dar arunc o privire. Oameni buni. Deci acolo nu am... N-am sesizat. Mi-ar fi greu și să port o discuție. Cum să o spun în termen fără să jignesc pe cineva, că am început cu europarlamentarii și sfârșesc cu actorii. Îi punem și pe aceștia în cap. Dar mie, sincer... Da, ciudată e. Și aia, mândria de a fi român? Ba de împotrivă. Ba de împotrivă. Vreau să citesc din argumentația domnului Jude, care este... Tu ești pe fond... Pe fond nervos. Tu ești pe fond nervos, da, și mergi zice... în măruntaiele subiectului. Mărunta la formă. Nu neapărat măruntaie. Zice așa, nu trebuie să ascundem lucrurile acestea. E vorba despre evenimentele prezentate în acest... Ce, ca avem actori slabi? Da, da, n-ar trebui să ascundem. Trebuie să ascundem. Să arătăm tuturor cum se joacă în România. Pe de altă parte, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Dom'le, dar lucruri bune... pozitive. Sigur că te gândești că înainte de 90 erau prezentate obligatoriu doar lucruri bune. S-a făcut Sergiu Nicolaescu toate lucrurile bune. Ratul nu mai e loc pentru alte lucruri. Dar de ce le ascunde? Că am senzația că nu mai există decât lucrurile astea. Adică nu trebuie să ascundem lucrurile astea. Ok, înțeleg, trebuie să ne prezentăm și cu nenorocirile pe care le-am făcut. Nu intru în subiectul film. Dar cu lucrurile pozitive, întâmplările pozitive totuși. Bă, românii ăștia chiar nu au uiscat în istoria lor întâmplări pozitive pe care să le mai prezentăm. Eu mă uit la americani. Americanii din toate filmele ies totuși triumfaliști. Adică și dacă sunt niște nenorociți prezentate acolo, vine un american de ăsta, Untouchables, știi filmul cu Al Capone. Și, bă, a fost un grup de americani care a rezolvat problema asta nenorocită cu Al Capone. Și erau și imigranți acolo. Și erau și imigranți, mă. Bun. E un lucru bun și filmul ăsta în sine arată oricăror tinere artiste și actrițe că poți avea un rol chiar dacă joci așa. Da. Deci, înseamnă că talentul nu e ceva care te împiedice de la... Nu te proptești în așa ceva. De la măreția cinematografică. Mă rog, trecem... Dar poate fi foarte talentată și nu mă pricep, nu știu. Mie mi s-a părut sub orice critică. Apropo de totuși de anul ăsta în care ne aflăm, mergem un pic la Alba Iulia, unde se petrec niște lucruri... În anul centenarului avem... Săptămâna referendumului, la Alba Iulia, un individ pe fond nervos vede niște afișe favorabile referendumului, îl apucă toți nervii, că te apucă, Cât să și rezici la tu? Dom'le, cât să suportă, românii nu mai suportă. Așa, și uitați-vă și noastră ce face. Hai să ascultăm. E cu sunet? Avem și cu interpretarea articolului. Se aude când le spun. Tânărul revoltat de afișele lipite în întreg orașul care îndeamnă oamenii să voteze da la referendumul pentru familie a fost filmat în timp ce își exprima nemulțumirea și rupea toate afișele din centrul orașului Alba Iulia. Da, tânărul revoltat a pus mâna pe afișe și a început să le rupă, s-a și filmat, că e și un gest festiv pe care trebuie să-l prezinți societății, nu se mai poate așa ceva. A dat jos toate afișele și a rezolvat problema, nu? Păi nu știu, Radu, câte afișe ai voie să pui pe un singur panou? Păi pare și redundant, domnule. De ce? Că era același afiș de mai multe ori. Nu, păi poate... nu, e o lege. Da? E și o lege pe care trebuie să o... De exemplu, în campanie electorale, un candidat își poate lipi un singur afiș. Aha. Acum, dacă Coaliția pentru Familie are voie să-și lipească mai multe, o fi Coaliția pentru Familie deasupra legii. Așa. Da, nu știu ce să zic. Uite, l-au apucat toți nervii și trage de alea de dacă nu le-a zăpăcit. Asta. Și, dar mie mi se pare totuși că lasă unul acolo, deci. Lasă unul? Zici tu că... Așa, mie mi se pare că îi lasă unul, cât ai voie să pui. Așa, dacă tu teoretic ai voie să pui afișe doar pe panourile acestea, da? Da. Păi și dacă vine Coaliția și lipește doar Coaliția afișe, cei care sunt anti, unde mai lipesc? Că dacă pui peste, spui că îi acoperi afișul Coaliției, dacă îi rupe afișul, spui, doamne, act de vandalism. Hai să încercăm să fim civilizați, să ne înțelegem între noi oameni, să punem un afiș de căciulă. Corect. Luăm pauză până mâine, ne întoarcem de la ora 18 cu emisiunea consacrată. Să aveți o Românie bună în continuare. Știri cu Nadia Ciurlin pe B1.